Mergem în aceste clipe la Palatul Victoria. Premierul, declarații în cadrul ședinței de guvern. Domnul ministru Vela, ați finalizat procedura de desecretizare a dosarului 10 august? Astăzi se finalizează, așteptăm încă doar o hârtie de la o instituție care... Deci mai aveți nevoie de un aviz, da? Da. Și care astăzi va sosi, am discutat cu directorul instituției și va fi în regulă. Deci imediat ce este finalizată procedura, vă solicit să prezentați opiniei publice raportul, adică să fie cunoscut de toată opinia publică. Vă mulțumesc. Domnul ministru Virgil Popescu, în urma falimentului Radet, ne confruntăm cu o situație extrem de serioasă. N-aș vrea să ajungem în situația în care să se oprească furnizarea agentului termic în București și aici vă solicit să-mi faceți o informare și să îmi comunicați ce măsuri, ce soluții aveți. Domnule prim-ministru, încă de luni am avut întâlnire cu Elcen și marți și astăzi dimineața am avut la sediul Ministerului de Finanțe și cu Elcen și cu NG, trebuie și cu ANAF-ul, trebuie știut că principalii creditori ai Radetului sunt Elcenul, ANAF-ul și compania NG. Cred că s-a găsit într-un final o soluție, numai că trebuie responsabilitate din partea primăriei municipiului București, responsabilitate în a asigura comenzile necesare către Elcen cu privire la furnizarea agentului termic, pentru că Radetul, practic, din data de luni, după pronunțarea hotărârii de către Orești... Să aibă contract Elcenul pentru furnizarea energiei. Elcenul, din adresa pe care Primăria București a trimis-o, va avea cu termoenergetica, dar atunci când termoenergetica ca și companie va fi licențiată, pentru că în momentul de față termoenergetica nu este o companie, nu are licență de la ANRE pentru distribuția agentului termic, a depus astăzi documentația incompletă. Înțeleg că mâine este ședință de Consiliu General, unde probabil se va suplimenta ordinea de zi, pentru că pe ordinea de zi existentă nu s-a regăsit delegarea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică a municipiului București către termoenergetică. Compania termoenergetică, pe care, dacă vă aduceți aminte, am susținut și noi înființarea acestei companii, este înființată în urmă cu... În august a fost înființată. Ne putem întreba de ce n-au făcut nimic până acum. Sigur, ne putem întreba. Și delegarea către termoenergetica a serviciului de... Delegarea probabil mâine. Probabil mâine în ședința de Consiliu General. Asta este o treabă a Consiliului General și a primăriei. Dar până atunci, tocmai până la licențiere, Elcenul vrea să se asigure că primăria, prin administratorul primăriei, prin administratorul municipiului București, prin administratorul, prin lichidatorul judiciar, va asigura comenzi către Elcen. Pentru că nu vrem să ajungem și cu Elcenul cu probleme, are deja 130 de milioane de lei datorie Radetul către Elcen și nu vrem ca datoria să crească. Elcenul, trebuie să știm, pe lângă agentul termic pentru populația Bucureștiului, asigură și producerea de energie electrică și vine iarna și noi trebuie să avem energie electrică și pentru bucureșteni și pentru această zonă. Deci, practic, soluția care ați discutat-o, ca să înțeleg foarte clar, este până la licențierea termoenergetică, societatea înființată de Consiliul General, primăria, ca entitate, va emite comenzile pentru furnizarea prin administratorul orașului sau prin lichidatorul judiciar, dar va emite comenzi girând aceste împuternicii. Și la Ministerul Finanțelor s-a găsit și o soluție financiară, probabil că domnul ministru Câțu vă poate spune exact, fiind prezent la discuția de astăzi de la Ministerul de Finanțe de la 8:30 cu ANAF-ul și cu NGO. Domnul ministru Câțu. Domnul președinte, domnul premier. Da, prima soluție, am spus, a fost să ne asigurăm că bucureștenii nu vor avea o problemă în a se asigura furnizarea de agent termic. Dar am găsit câteva soluții pentru viitor, pentru energetica. Aș vrea să discutăm mai mult în ședința de guvern, să le propun. În regulă. Da? Bine. Mulțumesc. A treia problemă, domnul ministru Victor Costache, v-am solicitat să ne faceți o informare legată de starea spitalelor regionale.
Datele sunt clare. Vestea bună este că toate cele trei proiecte au avize de construcție și de mediu. Nu există litigii. În octombrie, s-a finalizat încărcarea în MySmith pentru proiectul de la Cluj. În octombrie a fost încărcat cel de la Iași, care este și cel mai avansat, iar în decembrie, începutul lui decembrie, vom finaliza încărcarea MySmith pentru Craiova. Ca și ce înseamnă asta ca și calendar? Practic, în 15 decembrie se va semna contractul de finanțare, primul contract de finanțare al Spitalului de la Iași, urmând ca la sfârșitul lui decembrie, cel târziu începutul lui ianuarie, să se semneze Cluj și sfârșitul lui ianuarie, începutul lui februarie pentru Craiova. Fidic, ce sistem de licitație alegeți? Licitați separat proiectarea și după aia execuția sau faceți pe design? Recomandarea de la Comisia Europeană a fost de o dezvoltare în două faze, o primă fază de proiectare și o a doua fază de execuție. Ca și termene, previzionăm semnarea contractelor pentru proiectare iunie Iași, iulie Cluj, septembrie Craiova, după care se va intra într-o fază de un an conform termenelor legale de proiectare, iar apoi faza a doua de execuție. Deci să vă corelați cu domnul ministru al fondurilor europene, astfel încât să nu riscăm să pierdem finanțarea care ne-a fost pusă la dispoziție de Uniunea Europeană. Absolut. Bine, mulțumesc. Trecem la ordinea de zi, nu înainte de a vă informa că am mai demis încă un rând de reprezentanță ai PSD, dar plăcerea cea mai mare mi-a făcut să o demit, că am descoperit că doamna Olguța Vasilescu era consilier al premierului și am eliberat-o de această grijă să se ocupe de campanie. Ordinea de zi pe care vă propun este la punctul 1, proiecte de ordonanță de urgență, așa cum am promis minerilor care și-au pus în pericol sănătatea, viața și care s-au blocat în subteran. Vom dezbate și aprova proiectul de ordonanță de urgență privind aplicarea măsurilor de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare în Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. și Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. perioada 2019-2024. V-am spus, această ordonanță ar fi trebuit adoptată de mult. Ea practic prelungește niște drepturi care au fost acordate în cazul altor concedieri colective rezultate în urma închiderii unor mine. Evident, vechiul guvern a uitat în ultimul an să adopte un astfel de act